fie frică, frate. Ce ai? Vino la panică, te termină. Mama, termină, ascultă-mă. Absolut nimic. Ce e? Fulgeră. Nu fulgeră asta. Mama, nu există așa ceva. Vino încoa. Am văzut, am văzut. Hai să-ți iei pantalonii pe tine. Hai, hai, hai. Gata, gata, gata. Trebuie să plecăm de lângă ăsta. Mama, te rog. Hai că uite, ieșim la drum. Frumos, așa, în slow motion, pam, pam. Ah. Ha, ce era să mi se ducă camera, ai văzut? Doamne, ferește! Și grindină și tot. Și cum făceam ca disperata. Da. Ha, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Noi am plecat din nou cu ATV-ul la o plimbare și Transalpina deschis. Deschis până la Rânca Novaci, deschis între orele 7.21, 21.07. A, închis. Uite și Tesla. E tot ok? Da. Zici că nu vrei porumbia. Uite, are din ăla așa de mămăligă, nu, cu brânză în el. De ce nu vrei din ăla? Nu vrei din ăla acolo, foaie. Ce? Păi nu, pe motor e altfel. Am plecat. Între braț, dar uite că e deja ocupat. De din ăsta, da, eu am fost aici, da. Ba da. Ne urcăm sus acolo, chiar. Ba, da, ne plecăm acolo. Da. Hai că acum nu mergem cu viteză sus mai pe așa. Ține-te de burtă, așa. Eu pe aici urcam cu motor. Ține-te de burtă! Ține-te de burtă! De burtă, de burtă! E frig, a? Da, hai să vezi unde ai ajuns. Vino aici, dă mâna la tata. Ia uite-te un pic. Și acolo e izvor, acolo am vrut eu să mă opresc să dau apă și n-am putut să dau apă. Da, ce zici?
Mai trebuie să mergem înapoi, coborâm pe drumurile astea, venim pe aici și mergem în partea acolo. Da. Păi te îmbraci, îți mai dau și... îți dau pantalonii? Nu pantalonii. Da ce? Mai s-a făcut pielea de găină pe tine. Păi știu, dar tu nu, ce, nu ți-e frig? Hai ajută-mă un pic, ca să pe nu ce vrei? Casca. Dă mă jos, cum să... bă, nu merge mă, dă casca jos. Mă așa pe gheață. Deci cum e? Uite, ori aruncat coș, bine că astea sunt biodegradate. Ha? Am înghețat, dacă știam că e așa. Hai să-ți dau și pantalonii. Ce pantaloni? Am ăia de motocross. Hai. Ok, oameni buni, și plecăm din locul ăsta minunat. Ne ducem pe vârful Păpușa. La Păpușa te duc. După dealul ăla acolo. Așa, stai că trebuie să mai prind ghiozdanul. Și hai să vă mai arăt încă o dată cât e de frumos, așa, în slow motion, pam, pam. Ah. Ha, ce era să mi se ducă camera, ai văzut? Doamne, deci dacă se ducea acolo, pam, pam, slow motion, pam, pam, pa camera. Băgai piciorul ei cât? O grămadă, 22 de milioane. Dar te ducea după ea. O căutam 3 ore pe acolo. Pam pam, pam pam, pam pam. Gata, trebuie să plecăm de lângă ăsta. Mama, te rog. Deci termină. Te oprești? Gata, oh, că s-a terminat, gata. Da. Hai, dă-te jos de pe ăla, vină la mine. Deci noi suntem, uite, nori. Auzi, te treabă că eu nu știu. Da, da, aici aduce la drumul principal. Dar e mai lung față de cum ar fi pe aici, da. Numai să nu stați lângă aia, că e de fier. E de fier și fulgeră și na, nu se știe. Nu cobor, stai unde cobor, că nu se întâmplă nimic. Vino un pic. Stai un pic, că nu stai lângă nimic. N-au. Hai, Doamne, că suntem în nori. Telefonul. Cred că vreo 3. Până la principal, 3-4 maxim. Acum nu știu pe unde ați venit, ori pe la drum? E mai aproape pe aici. Hai.
Ce? Dar ia și filmează-mă. Eu plec. Păi da, ia și filmează-mă. Acum plecăm, mama. Nu-ți mai fie frică, frate. Ce ai? Vino la panică, te mama, termină, ascultă-mă. Termină că nu se întâmplă nimic. Păi ia, dă și mie pe camera. Dari, pleacă, ascultă-mă. Nu se întâmplă absolut nimic. Ce e? Fulgeră. Nu fulgeră asta. Mamă, nu există așa ceva. Vino încoa. Am văzut. Hai să-ți iei pantalonii pe tine. Hai. Hai, iată la spinare. Hai. Îți dau pantalonii. Haide, păi da, urcă, te lasă mai viorea. Hai. Nu prins. Mama, imediat trece, nu te mai panica. Te ții, l-ai luat în spinare. Hai, ia-l în spinare. Cred că trebuia să stăm acolo. Că noi ne ducem tot în ceață. Bun, hai să mergem. Nu, că am pantaloni în ăla. Tăiați și faceți și pregătește pentru ăsta aici. Nu uite ce fie. După ploaia aia. Ai filmat ploaia de ocazie? Da, am filmat și grindină și tot. Și cum făceam ca disperata? Da. Ne-am oprit și am luat un gulaș, un meniu și un din ăsta. Imediat îi dăm către casă. Am mâncat și am plecat de acolo. Ne ducem către casă, ușor. Uite, acolo e vârful lui Pătru. Cred că în jos, pe aici, aici, în fata. Urcăm până sus acolo. Oare când ne-a prins ploaia, dar de data asta ne-am băgat în pădure. Ne-am băgat sub niște brazi și... Da. De la animale, da, animalele care urcă pe margine. Și nu ne-a plouat deloc, dar prima dată ne-a prins acolo, ați văzut, fix în vârful dealului. A fost grindină, mamă, și ce te lovea în picioare. Până la urmă Daria mea a luat costumul. Mi-am dat costumul meu. Eu am rămas tot așa, doar cu bluza, că mi-a zis Dari, nu-mi trebuie mie! Păi da, dar preventiv tot timpul trebuie să-ți iei, știi? Așa. Uite, deja... Da. S-au luat o pelerină din aia cu noi. Bun, îi dăm ușor către casă. Runda 3 de ploaie. Da, deja. Minte Dari ce bine e asta. Numai că încălțăminte necorespunzătoare, mă. Pe ce? Doar n-ai vrea să am și cizme. Pe dacioara. Da, asta nu-mi place. Runda 3. Nici ATV-ul n-a avut să rămân unde să-l băgăm.
De data asta, data deci trecută l-am avut. Da, aici e pe unde mergeam noi. Da? În sus, uite, la Voievodul. Da. Și uite.